În această mască voi folosi ceaiul din polen de pin de la compania Grinord, care conține două specii de pin, mason și chinezesc. Are un efect puternic anti-îmbătrânire, imunomodulator, antiviral, întărește sistemul nervos central și îmbunătățește circulația sângelui. Extern îl putem folosi pentru orice tip de ten, pentru tenul cuperozic, sensibil, acneic și pentru înălbirea tenului. Mai multă informație găsiți pe blogul meu, Frumusețea Vârstei Elegante. Dar să începem! Vă salut, dragii mei, vă salut, dragile mele! Bun venit la canalul Frumusețe Vârstei Elegante! Continuăm măștile pentru decolteu și gât, fiindcă cei care mă urmăresc, ați făcut compres cu ulei călduț pentru a relaxa mușchii gâtului, a decolteului, iar acum a venit timpul să aplicăm și o mască lifting. Voi folosi infuzie de ceai, chiar voi folosi un pliculeț de ceai din polen de pin, care îl voi infuzia cu lapte fierbinte. Iată pliculețul, îl voi desface. Polenul de pin, ceai de polen de pin care se mai numește Sun Hua. Ceaiul îl infuziem cu lapte fierbinte, două linguriți. Cât se va infuzia aici, cât se infuziază ceaiul, adăugăm, am luat făină de ovăz, puteți să luați și argilă pentru tenul mai gras, mai acneic. O linguriță și adăugăm suc de aloe, o linguriță, amestecăm bine. Puteți să luați aloe din farmacii, puteți să luați o frunzuliță de aloe dacă aveți acasă, o țineți în frigider 3-5 zile, apoi o scurgeți. O linguriță de ulei de măsline am luat. Puteți să luați ulei, se poate de folosi și ulei de semințe de floarea soarelui, de jojoba, de argan. Amestecați bine. Și la această compoziție voi adăuga și o linguriță de miere. Adăugăm o linguriță de miere. Ceaiul de pin conține rutină, conține aminoacizi și are un efect și de înălbire a tenului și de tonizare. Între timp s-a infuziat și ceaiul. Ceaiul se infuziază 2-3 minute. Amestecăm bine. Și se primește așa o masă, care o aplicăm pe față timp de 20-30 de minute, apoi o înlăturăm cu un șervețel umed. După ce am scos masca, voi aplica o cremă de la Academie pentru gât și față. Vă aștept, dragii mei, și la alte filmulețe. Vă iubesc și vă îmbrățișez. Pe curând! La revedere!